Valul 4 al pandemiei de COVID-19 schimbă regulile și pentru candidații înscriși la concursurile organizate de Poliția Română. Aceștia vor avea nevoie de certificat verde pentru a putea participa. De asemenea, cele 50 de persoane înscrise la școlile militare de subofițeri, jandarmi din Drăgășani și Fălticeni vor susține proba de verificare a cunoștințelor în Mehedinți. În vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 la toate concursurile organizate de Poliția Română, în această perioadă vor putea participa doar candidații care sunt vaccinați, care au trecut prin boală sau cei care prezintă rezultatul negativ al unui test PCR numai vechi de 48 de ore. Astfel, în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 și protecției participanților, la proba de verificare a cunoștințelor vor putea participa exclusiv candidații care sunt vaccinați împotriva virusului SARS-CoV-2, dacă au trecut minim 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, candidații care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, dar numai vechi de 72 de ore, candidații care prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, dar numai vechi de 48 de ore. Termenele amintite mai sus se calculează de la data susținerii probei de concurs. De asemenea, tot în vederea prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2, cei 50 de candidați înscriși la concursul de admitere organizat în sesiunea septembrie-octombrie 2021 la Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Grigore Alexandru Ghica, Drăgășani și Școala Militară de Subofițeri Jandarmi Petru Rareș și Fălticeni, care au promovat proba de evaluare a performanței fizice, se vor prezenta pentru susținerea probei de verificare a cunoștințelor în data de 23.10.2021, ora 8, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mehedinți, Drobeta Turnu Severin, situat în strada portului numărul 2.